Liderii PSD Dâmbovița, reuniți în întâlnirea de lucru a Biroului Permanent Județean, au luat o serie de decizii organizatorice care vizează funcții de la nivelul conducerii filialei județene. În aceeași ședință s-a hotărât ca în data de 26 ianuarie să aibă loc o analiză a activității desfășurate până acum de conducerea Consiliului Județean Dâmbovița, moment care va avea loc cu 3 zile înainte de întâlnirea Comitetului Executiv Național. Corneliu Ștefan, deputat PSD, a precizat. În primul rând, a fost desemnat un secretar executiv al organizației PSD Dâmbovița, domnul Cristian Daniel Stan, primarul municipiului Târgoviște. Cu votul în unanimitate a fost desemnat secretarul executiv al organizației PSD Dâmbovița până la alegerile, până la conferința organizației județene care va fi la termen. În locul dânsului, locul eliberat de dânsul care în calitate dânsului de vicepreședinte al organizației PSD Dâmbovița, la propunerea organizațiilor din zona Titu, a fost desemnat fostul secretar executiv al organizației, actualul vicepreședinte, prin tot unanimitate, domnul primar al comunei Corbimari, Ionuț Bănică. Al doilea punct pe ordinea de zi care l-am avut aseară a fost convocarea Comitetului Executiv Județean pentru data de 26 ianuarie 2018, cu 2 puncte pe ordinea de zi. Analiza activității echipei președintelui și vicepreședintelui Consiliului Județean Administrativ și punctul 2 pe ordinea de zi, completarea echipei Consiliului Județean Administrativ Dâmbovița. Indiferent de ce spun cetățenii sau anumiți cetățeni, vreau să vă spun că noi, cei din Partidul Social Democrat și majoritatea cetățenilor din județul Dâmbovița, suntem interesați de îndeplinirea programului politic Dâmbovița 2025 la nivel județean, iar la nivel guvernamental de aplicarea programului de guvernare. Prioritar pentru noi, aleșii Partidul Social Democrat Dâmbovița din Dâmbovița și din România, nu sunt discuțiile care le vedeți toată ziua prin diverse medii, ci îndeplinirea celor 2 programe, Dâmbovița 2025 și programul de guvernare.